Și plus asta e, sunt multe detalii, nu știu dacă trebuie să neapărat menționate. Ăla care duce de sus în jos și cu... Și pentru mine a fost destul de greu să mă concentrez pe detaliile acelea. Poate că nici nu le-am considerat relevante. Deci o explicație mai simplă și care să nu te dea... Dar tot așa, desenată, că e bun. E bună cu desenul, dar să nu te impresia că piramidă unul sub altul sau așa. Altfel, nu știu, în momentul ăsta nu vine. Poate că data viitoare, dacă ne trece și întrebare, o să-mi vină un răspuns complet. De ce te gândești de la început că lumea o să creadă că este mare? Nu mă gândesc, că te spun din experiență. Păi din experiență, dar dacă tu din start ai experiența, păi ai experiența că lumea crede că este un meleme. Dacă tu crezi că lumea o să creadă că este un meleme, nu s-a întâmplat. Deci e obiecție. Da, nu cred. Asta și eu știu să demontez obiecția. Păi da, asta încerc să spun. Dacă te gândești de la început că vei demonta o obiecție, nu, păi atunci nu mai te gândi așa, mergi direct că nu este meleme și spui, bă, ai un proiect, vrei să-l faci, hai să-l facem, simplu, frumos, elegant. Și în momentul când el nu se gândește, nu se gândește deloc. Și în momentul ăla vine o persoană care face meleme și zice, dă-te seama cu meleme. Tu îi spui, nu-i meleme, tu de la altă masă, nu-i meleme. Simplu, dar tu de la altă masă, ce cauți tu în discuția noastră? Faci parte din discuția noastră, nu, du-te la altă masă. Tu lucrezi în meleme, foarte bine, eu lucrez în meleme. Tu te mai adumează, simplu, pleacă! Okay, da. Eu n-am așteptarea că, cum vorbesc cu cineva, mamă, o să creadă că e meleme. Nu. Nu, dar la fără să vă zic, dacă vine cineva și cum îmi spune că ăsta nu e meleme, înseamnă că persoana aia e axată pe și poate te-a trebuit să facă, nu știu, pe tine, să spui întrebarea ce face pe tipul ăsta să facă mai asocierea sau să rămână mai asta era un fel cum să prezint cum ca să nu facă oamenii o asociere între recomandare și MLM. Că e un sistem de recomandare și un sistem MLM. Doar dacă poți să le mergi paralel cu amândouă să le prezinti? Nu poți. Așa. Pentru că adică acum chiar... Da, în momentul când îmi zice, eu știu să le demontez obiecția și asta e singura chestie. Dacă îmi vine cineva, eu știu să o demontez și cumva și zic și vouă. O mare diferență este că nu există plan de carieră. Adică pe asta vreau zic, să stai să cursezi pe chestia asta, pe diferența asta. Să spun de la început. Aș putea, uite, asta ar fi o idee, când explic și să zic, băi, în business-ul ăsta nu există plan de carieră adică și implicit când ajungi, sau când ajungi la partea asta, ca să faci o diferență între, să menționezi poate la un moment dat și poate de acolo nu o să mai plece nici lumea cu ideea de la început că o să-mi prezint același plan ca aceeași chestie ca mea, știi? Da, nici așa părintă. De la asta am rămas de când ai zis tu, care e diferența între cele două, știi? Și la asta mă gândesc. Te contatează. Drag Alexandru, noi să fim noi atenți oamenii la țipătul persoanei când spune că nu poate face un anumit lucru. Eu cred că acestea sunt scuze motive justificări asupraizării inventate de ego, de masca care își opune spiritul, ca să nu atingă măreția pentru care a fost creată ființa respectivă. Presupun că WSKF este un vehicul și îți satisface valoarea de a vorbi cu oamenii față în față și a-i ajuta oferindu-le sugestii. Probabil o să ajuta pe tine făcând chestii mult mai mărețe, seminarii, workshop-uri, coaching de business la nivel înalt, ce clas, ce om, că consulting. Și să faci o analiză, autoanaliză foarte introspectivă. Ok. Ca să afli ceea ce îți dorești cu adevărat. Am o mică presupunere și îmi spune o voce în cap că probabil faci chestia asta ca să nu faci chestii mai semnificative pentru tine. Ca un fel de motiv de... Da, nu mi-ai răspuns la întrebare, dar ca să-ți răspund eu ție la întrebarea ta, la nedumerire, nu. Eu sunt foarte plin cu ceea ce fac și chiar nu e contră. Eu o fac ca un pas care și va urca. În funcție de proiectele care se fac, logică o să tot, eu de la început, din stadiul zero, îi căuciuiesc pe cei care vorbesc cum să-și facă business-ul, business plan-ul. Și în felul ăsta, eu voi crește cu ei. Deci e ok. Eu zic că, într-un MLM, diferența o face și produsul.
Ok, și o să-ți vorbesc de clubul de pilotării care e propuzile tuturor în ultima perioadă, unde oamenii își doresc foarte tare să pilotărească. Deci, ce vând oamenii acolo este wow. Atât de wow încât nimeni nu se mai gândește că băi parte din VLM. Pentru că atunci când călătorești, mergi în călătorii cu prietenii și evident că uite, am găsit o cazare mișto acolo, cea mai ieftină, cea mai bună, cea mai grozavă, o recomand la toți prietenii, că nu te duci de nebun singur. Da? Eu zic că tu trebuie să schimbi un pic abordarea, în care să spui așa, eu am o soluție prin care visul tău poate deveni realitate. Evident că acest vis trebuie împărtășit tuturor. Pentru că nu îl faci doar pentru tine, îl faci pentru tine, dar îl oferi oamenilor. Și evident că asta înseamnă recomandare, în alte cuvinte. Da. Dar este vorba despre, doar despre vis, despre cum să-l pună în practică și la un moment dat ajunge și la recomandare. Restul e neimportant. Nu mai da detalii tehnice. Toate detaliile tehnice sunt ca să te facă să nu vrei. Înțelegi, a, mai e complicat. Dacă m-aș duce eu să vorbim acum despre Forex și mi-ar spune ea cum să tranzacționează, alea, pe unde se tupă, nu știu unde, cum fac greu, mai zice, doamne, o secundă, dacă e un pic neatentă, fug pe ușii. Că mă doare capul, eu nu vreau chestia asta în viața mea. Înțelegi? Deci, puține detalii. Visul tău și le recomandăm prietenilor. Punct. Spune-le oamenilor că poți să-și împlinească un vis. Arată-le cum poate să atragă bani. Dar nu le dă mai multe detalii despre etapă. Doar dacă pune întrebarea și la desen schița aia e bună doar dacă cer ei. Cum vin bani? Doar dacă vor ei de treabă, băi, și ce-s cu etapele astea mai departe? Că mi-am făcut proiectul și am văzut etapele alea de acolo. Ce-s cu ele? Atunci, da, îi faci o schemă. Dacă nu, 10 cu 40 și mai departe faci sistemul. Și atât. Ok. Observație. Am observat un lucru. Că există două tipuri de răspunsuri. Răspunsuri punctuale și răspunsuri care au o altă perspectivă în afară de întrebarea adresată. De exemplu, exemplul recent pe care l-a spus Alex, sigur nu este ăsta ce vrei tu să faci, că tu te da, și nu vrei să faci ceva. Da, și acum nu știu dacă ar fi bine să ne concentrăm, să totuși să încercăm să ne concentrăm pe punctual. Cum a fost și cazul ei, domnule, vă văd partea pozitivă din job pe care îl fac. Și alții au spus, domnule, trebuie să te gândești că poate ar trebui să părăsești jobul, nu știu ce, știi? Asta e, nu știu, este o parte bună și este o parte nebună, adică ar putea să fie că așa adunăm, dacă venim și cu genul ăsta de răspunsuri, adunăm mai multe perspective, ceea ce ne-ar determina să facem mai multe clicuri în mintea noastră. Sau, pe mine, de exemplu, mă frustrează când, m-a frustrat, când totuși mi se oferă altă perspectivă în afară de întrebarea pe care nu o adresez, știi? Pentru că gen, se nasc discuții în care eu trebuie doar multe detalii din contextul meu și ne lungim și pentru care nu este relevant punctul de vedere. Înțelegi? Dar pe de altă parte, poate că, nu știu, pentru dacă vă împărtășiți și voi părerea despre ce am spus eu acum, poate este benefic să ai mai multe perspective la răspuns. Acum nu știu. Voi ce ziceți? Din punctul meu de vedere, cum ai punctat și tu, adevărul e la jumătate. Ai și dreptate și noi. Uite, cum am fost și la aia. Pe mine nu m-a frustrat că Alex nu mi-a dat un răspuns punctual, de asemenea, da, eu având o întrebare punctuală, chiar mă așteptam să-mi dau răspuns punctual, că nu era cazul la mine. Pentru... Adică nu mi-a făcut totul la toată lumea, am luat ce mi-a trebuit, da, să da, mă gândesc la. Pentru Dana, din punctul meu de vedere, o văd chiar din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, eu zic că mai degrabă a ajutat-o ce am zis noi, decât cum să găsească partea pozitivă, decât că ne-a dat seama oarecum că nu prea îi place și că poate ar fi bine să-și găsească vocația și să facă altceva, bla, bla, bla. Acum ea poate să zică ce mai bine, voi m-a ajutat mai mult așa, sau trebuia să spuneți, frate, că, nu știu, spuneți,
I love stock market, I love stock market. În fiecare dimineață de 100 de ori și mă o să iubești ceea ce faci, înțelegi? Ca ideea, dar tu nu-i exact, da? Deci, da, e relativă. Dacă vrea cineva să-ți mai spună punctul de vedere pe ceea ce a zis, a, atins un subiect. Pe tema asta rămânem tot așa, e ok, eu zic că fiecare... Da, ce îi vine în minte? Că până la urmă știi cum e. Da, da, da. Poate persoana aia n-a spus-o degeaba. Da. Și vorba ta îi se face un click. Da. Ceva de spus referitor la ședința de astăzi. Open Connect are posibilitatea și potențialul de a aduce și alți oameni. De bine de rău, cum s-a punctat și data trecută, venim în mare parte cam aceiași oameni. Și asta nu este neapărat un lucru bun. Adică deja am ajuns la nivelul de plafonare în care deja știu ce urmează să spui. Am deja perspectiva ta, mi-ai oferit-o la un moment dat, am învățat-o. Da? Bun. Exact. Eu am numărat în felul următor. Suntem 7 persoane, fiecare îl zice câte un minut despre, da, o soluție acolo. Asta însemna 42 de minute, plus încă 7 cât ne prezentam, să zicem un total de 50-60 de minute. Da? Bun, ok. Noi am început la 10 și un sfert aproape și este 11 și 49. Din ce m-aduc aminte când ai prezentat inițial, ședința de Open Connect sau evenimentul de Open Connect este împărțit în două. Prima cu pitch-ul și cu soluțiile brainstorming-ul și a doua cu în care, de networking, exact, în care poți să discuți, să aprofundezi o idee cu o persoană. Da? Bun, trebuie să învățăm să ne limităm la acel un minut, fie că ne place, fie că nu, pentru că în felul ăsta noi ne îmbunătățim. Dacă nu ne limităm la un minut, nu învățăm să transmitem ce este cu adevărat important. Perfect. Și ulterior poți efectiv să stai de vorbă, că nu mă deranjează, adică a fost o ședință interactivă, dar interactivitatea trebuie să vină în a doua parte. În prima parte trebuie noi să creștem. Dacă nu facem asta, atunci de ce mai vedem? Aș vrea... Da, e foarte ok ce ai zis. Haideți să facem felul următor. Haideți să votăm ca să fie democratic în cât timp să se spună provocarea. Că în felul ăsta o să putem. Doar dacă tot un minut e ok toată lumea? Da? Deci un minut, într-un minut îți spui provocarea, în felul ăsta, cum a punctat și Cristi și cum am spus și-o data trecută, trebuie să vin cu provocarea de acasă. Da, deci tu de acasă îți faci piciu de provocare. Tu te cronometrești și zici, băi, deci asta e, cum ai zis și tu, da, la tine e o situație mai complicată, mai tehnică. Ceea ce, cu provocările care ai venit tu, care se leagă și de cea de acum două dăți. E o chestie mai tehnică în care, teoretic, ar trebui să știe oamenii contextul. Dacă tu tot marșești pe chestia asta, încearcă să o faci în așa fel încât să nu fie atât de tehnică sau să vină oamenii să te ajute totuși că vii la întrunirea pe aici. Dar și... Să vină exact, adică e acasă să o faci altfel. Da, pune-o într-un alt fel. Dacă nu poți și nu poți, găsești alte provocări. Că a trebuit să dai foarte mult detalii despre context, despre business, ce se întâmplă, ceea ce nu o să reușești. Nu, eu nu ți-o spun care reproș acum, dar eu ți-o zic pentru data viitoare. Nu o să reușești într-un minut. Înțelegi? Asta vreau să zic. Deci încercați să găsiți provocări care să fie inteligibile. Să omul să reușească într-un minut să înțeleagă și contextul. Că dacă nu reușim să înțelegem contextul, nu o să poți să faci asta într-un minut. Apropo de ce ziceai tu. Ce ai spus tu, provocarea ta de azi și puteai să, și după ce a venit noi cu întrebări, puteai să spui de la început, știi? Adică, nu e special domeniul meu de activitate ăsta e, eu să trebuie să fac întrebarea noastră, provocarea mea de azi, începând să știi? Știi? Că după aceea, când veneam noi, veneam direct cu soluții și mai stăm să te întrebăm de ce, așa, eu am de dus am ce vrei tu să spui, dar n-am, a mai venit lumea cu... Da, într-adevăr, n-am pregătit. Asta vreau. Că bine știam că să înțelegi că nu mai... Da, tu ești gazda evenimentului. Marți, gazda, eu sunt... Facilitatorul evenimentului. Dacă tu să vii cu exemplu de acasă, că să spun așa, și mai mult decât atât, tot ai camera, filmează o parte introductivă. Unul în care să spui despre Open Connect și să pui acolo pe pagina de eveniment și doi, cum să-ți pregătești piciu, cum să-ți pregătești provocarea. Și în felul ăsta să fie un pachet introductiv, oamenii când vine aici să fie așa. Pentru că noi
Ok, suntem 7, dar de ce să nu fim 15? Trebuie să fim 30, da. Nu, la 30 deja este prea mult. Da, e prea mult. Bine, o să facem la 2 mese. Exact. Da, dar să aducem oameni. Da, da. Sau, serie, trăiești în provocarea, se dau soluții de băiatul, trăiești în provocarea, se dau soluții, ca să ne pregătim. Când vom ajunge atunci să fim mulți, vom găsi o soluție, vorba lui Marius. Da, 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 ok. Că tot a venit vorba de cum să aducem oameni noi, lansez o întrebare pentru fiecare, iar fiecare să vină cu o idee. Cum am putea face să avem mai mulți oameni la un astfel de eveniment? Și fiecare să vină cu un răspuns. Da, asta e provocarea generală. Deci din punctul meu de vedere, că sunt 3 sau 30, este cam același lucru. Într-adevăr, probabil că vei avea 30 de soluții în loc de 3, ceea ce evident e mai bine, dar dacă ești aici prezent, dacă reușești, deci ăsta e secretul, într-adevăr, să vii cu o provocare care este vitală pentru tine, este formulată corect, să știi să o comunici și dacă se poate să obții un răspuns numărabil, cum am cerut eu o cifră. Da. Deci o chestie care nu, da, foarte specifică, smart, cum s-ar zice, știi? Și în felul ăsta o să vezi niște rezultate. O să-ți dai seama, asta e situația sau nu este. Poate am întrebat tot în bine. Dacă 30 de oameni îți răspund prost la întrebarea ta, cred că nu e o problemă a oamenilor, știi? Bine, evident că vei găsi întotdeauna, dar ideea este să fii prezent, să analizezi fiecare răspuns, să ții partea bună din fiecare, pentru că fiecare a spus ceva probabil care te ajută și lucrând cu lucrurile alea, voi avea niște rezultate în viața ta. Cum să aducem oameni? Hai, nu începem, Iulia nu e vinovat. Ok, eu vă spun ce am făcut eu, dar nu am făcut-o cum trebuie, am vorbit tot la fel unul la unul. Deci, și am făcut-o aseară, am vorbit cu câteva persoane, cu două persoane, și face-to-face chiar, și am mai vorbit și pe Facebook tot la fel, dar unul la unul. Băi, vii la Open Connect, deci nu am dat invite la eveniment. De asemenea, l-am și dat invite. Deci la evenimentul de Open Connect de pe Facebook le-am dat și invite ca să și vadă și le-am și spus personal. Le-am întrebat, nu au venit că au avut diverse probleme. Dar eu asta am făcut și eu cred că pentru mine cel puțin asta va funcționa, să vorbesc face-to-face, direct cu unul și să-i spun. Chica aduc unul, dacă fiecare am aduce unul s-ar face 14. Direct. Deci nu trebuie să aducă fiecare, nu știu câți. Nu, am nicio idee. Am făcut și o chestie asta cu unul la unul și n-am obținut niciun rezultat pentru că dimineața lumea muncește, e la servici. Există un corpune și așa. Și eu nu sunt deschis. Deci persoanele pe care le cunosc eu de unul la unul personal, nu sunt, de fapt, fac parte dintr-un ex-cerc environment, așa, și n-au, da. Sau l-am vândut eu. Da, n-am vândut eu cum trebuie. Nu sunt din sectarul. Nu sunt din sectarul. Exact, da. Dar, acum, asta este, a spunat așa un pic, a optat și what can I do, adică nu depinde de mine. Da, n-am, în momentul ăsta, nu e, cred că, nicio idee. Poate doar să îmi bădătăsesc eu pitch-ul pentru a prezenta când, dacă mai mă întâlnesc în întâmplare cu cineva, să l-am deja, știu. Deși nu vreau să mă repet pe ce am zis mai devreme, să fim profi. Adică, unul, să ne respectăm noi regulile nouă și în felul ăsta să dăm un exemplu clar, ok, vine cineva nou, cineva vorbește, mă, toată lumea tace cât timp cineva vorbește, pentru că asta este secțiunea de pitch, de brainstorming. Nu se dau explicații, nu nimic, nu există chestia asta. Pentru că altfel nu înveți, altfel nu te îmbunătățești.
Și în momentul în care se va, chiar cred că în momentul în care se va întâmpla lucrul ăsta, vor veni automat oamenii. Deci e, faci lucrul ăsta, vine. Nu faci lucrul ăsta, adică să zicem că vrem și noi oameni de afaceri. Un om de afaceri nu vrea să vină pentru o ședință de genul ăsta. Deci eu nu aș veni. Dacă aș avea afacerea mea și ar fi foarte productivă în momentul de față, eu nu aș veni la Open Connect. Pentru că nu e ok, din punctul meu de vedere. Pentru mine, chestia asta e nouă. Și vreau să spun, un am mai devreme, era de oameni noi și regul sau nu știu cum să zic, a trebuit să prezentați și oamenilor noi cam despre ce e vorba. Pentru că m-ați luat așa, ok, provocare, idei, soluții și asta mine. Nu vreau să arunc pisica acum la Crisi, dar teoretic el te-a adus, teoretic el trebuia să te explice. Nu, am înțeles, dar știi, de asta se spune că e foarte ok, stai că am început de la mine. Da. Și chiar nu știam ce să-i zic și cum să-i zic, pentru că la fel nu știam care e mersul, care e fața. Okay. Și ok, să explicăm de ce asta ar fi ok, să explicăm. Știu, cred că e nervant cu că poate v-ai spus că voi deja vă știți. Erai singură. Sunteți de ce? Poate ar fi nervant? Nu. Poate este enervant la un moment dat să stai, că mai poate mai pierzi timp, dar tot la fel, dacă ai timp structurat și dacă ai de la început 2 minute să asta trebuie să facem, asta facem, ar fi mai ușor, știi? Și reste oameni noi, la fel, cred că speech-ul față în față cu persoanele care, dacă tu ai venit aici și te interesează, trebuie să duci pe cineva care cât de cât crezi, că ai abordat pe cineva care cât de cât ar fi ca tine și poți să-i face acel clip ca să vină, să zic așa. Acum am altă idee, nu. Cred că ați încercat faza cu Facebook-ul și nu vine... E bine să dai și invite pe Facebook, dacă reușiți să dați la prietenii voștri și invitați să dați la aia din Constanța, nu să dați la toți prietenii care aveți din, și din Hunedoara și din București, că... Nu, dar... mă refer că e ceva, un concept nou, adică e ceva nou pentru... și n-ar înțelege mai dacă dai doar invitația aia. Păi nu, invitat ca să și vadă că în evenimentul care îl face Marius, scrie acolo puțin. Deci dacă o să vezi, da, o să vezi cu ce să mănâncă. Dacă ești interesat și au fost persoane care au căutat și au fost persoane care m-au întrebat și de asemenea n-am avut timp, știu o persoană, n-am avut timp și a zis, băi, du-te caută pe YouTube și vezi filmările și îți dă seama cine e foarte interesat. Da, să dai direct exact, și poate vede ce exact cum să decurge. Deci, pot fi variante. Și apoi, mă rog, cred că m-a zis Mihaela, ține de timing, de oameni care lucrează și asta ar fi un minus. Pentru asta am făcut Open, da, Connectiv. Ok, acum să adaug puțin feedback. Mi-a plăcut foarte mult acronimul provocare, idei, soluții și am adăugat încă unii, implementare. Că după ce știm soluțiile 95% ne ocupăm restul timpului cu implementarea. Și acronimul ar fi PC2. PC? Da, primul acronim era Packet and Sell It. Că împachetează și vinde Packet and Sell It PC1. PC2. PC2. Hai mă că e panic. Implementare. Eu recomand să promovăm la nișa meleniști. Sfintele lor în Constanța cu mulți ani. Nu! Nu, o să-ți vină și o să-ți țină piciul de MLM și nu. Pe ochiile spui una e si... Păi nu, da. Asta și fost provocarea când făceam Open Connect-ul pe vechea structură, tot la fel. Am zis, băi, nu MLM-iști, că venea în față și își prezenta MLM-ul lui. Imaginează-ți dacă ar veni vreo 5 MLM-iști din același MLM. Ce ar mai face atunci? Deci nu, Open Connect-ul practic este pentru tinerii antreprenori, pentru tinerii care au idei, și pentru oameni de afaceri. Zic! Exact, mai 59. Ok, Open Connect este un concept foarte interesant venit din București, cu mici tweaks adăugate din Constanța. Corect. Și eu recomand ca noi constanțenii să venim cu niște chestii originale, cum ar fi proiecte Planul Progres sau PC. PC 2. Deci când omul că n-ai pus o S la sfârșit, adică era... Da, ok, cred că am... Zi-mi ca să înțeleg puțin mai bine, Alex. Ok, deci, mai zi o dată PC, ce înseamnă?
provocare, definind foarte exact și cu maximă claritate în ghilimele problemă. Ok, îi dă feedback la crowdfunding de idei. Ok. Iar P? Soluții, sunt la soluții. Soluții practice, pragmatice de implementat azi în următoarele X ore pentru a... Ok, și următorul I? Implementare. Și acum la implementare, cu partenerul de accountability și să se vadă dacă s-a implementat sau nu soluția. PC2. Template. Project template. Ok. Ok. Provocare, idei, soluții, implementare. Deci eu cred că ajutatea aici plăie. Ok, hai să începem cu ce important. Cum se începe ședința asta? Cer scuze, eu am întârziat așa că nu știu. Ok, bun. Bună dimineața, bine ați venit la Open Connect. Este o întâlnire care se întâmplă fiecare joi dimineața de la 10 la 12, 12:30. Despre icebreaking, pitching, mentoring și câteodată se mai întâmplă să avem și mentoring. Ok. Ce se întâmplă la icebreaking? La icebreaking fiecare se prezintă, spune de ce a venit aici, dacă a mai venit, ce beneficii a adus de a revenit, sau dacă nu a mai venit, este pentru prima dată, cum te-a ajuns aici, de unde a auzit? Okay. Eu i-am scutit de chestia asta ca să spună de ce mai, okay, da, bun. Ca să mai spun de ce. Este important pentru că... E un fel de testimonial. E un fel de testimonial, da, corect, corect. Și este foarte important când omul, cred că știți foarte bine, de ce revii. E mult mai important decât de ce ai revii. Ok. Bun. După care este sesiunea de pitching-uri în care fiecare spune provocarea. La care urmează sesiunea de feedback, să zicem, în care noi dăm soluții. Soluțiile nu se discută. Ca orice feedback, trebuie să înveți să-l primești cu brațele deschise. Deschise, să te bucuri de el, să cauți ce este bun în el. Și asta e tot. Asta e varianta scurtă sau foarte scurtă de punctare, pentru că mai există și o variantă mai profi, așa, care noi o făceam când aveam 20-30 de persoane, pentru că nu am avut și 20-30 de persoane. Este ediția 24 din sezonul 2 și au mai fost vreo 18 ediții în sezonul 1. Deci peste 40 de ediții. Dar evident că nu toată lumea a găsit motivația necesară să revină, pentru că unele provocări s-au rezolvat. Alții probabil că și-au imaginat că găsesc altceva aici decât au găsit. Dar lucrurile nu se înainte. Și părerea mea este că fiecare, dacă vine și stă aici două ore și este atent, poate să-și ia ceva, dar depinde doar de el, dacă este deschis. Pentru că sunt foarte mulți oameni care știu, oricum le știu părerea lor și orice îi spune, îi mulțumesc. Dar în momentul în care ceri un ajutor, trebuie să știi să-l și primești. O lecție foarte, foarte importantă. Unde să primești ajutor. Ce am mai făcut? Am făcut evenimente, nu știu ce, nu știu cum. Unele au funcționat, unele nu au funcționat. Din punctul meu de vedere, nu e nicio grijă. O să fie, la un moment dat, când o să mai încăpăm în sală. Ai spus de evenimentul pe Facebook. Da. La seminarul lui Radu Turcescu, câteva persoane, printre care și eu, mi s-a cerut să ofer un feedback referitor la seminar. Cum a fost, ce mi-a plăcut, ce am învățat. Exact, un testimonial. Și băgat câteva filmulețe, făcut un material video și postat pe eveniment. Ba mai mult, acel material video să fie și plătit pe Facebook. Ok. Cam asta a fost. Am depășit doar pe 7 minute. E ok. Da. Vă mulțumesc mult. Nu uitați să dați totuși
join la evenimentul creat de Marius la OpenConnect, fiindcă